Gura păcătosului adevăr grăiește. La fel se întâmplă și cu șoferii suceveni care ignoră indicatoarele și parchează nonșalant pe locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap. Potrivit legii, parcările publice trebuie să ofere locuri de parcare special acestei categorii, ceea ce se întâmplă. Tot potrivit legii, aceste locuri nu ar trebui ocupate abuziv, ceea ce nu se întâmplă. În parcarea din fața magazinului Bucovina, de pildă, cele trei locuri destinate persoanelor cu handicap sunt mereu ocupate, cel mai probabil abuziv. Și nu de oricine, ci de mașini luxoase pe care sucevenii din zonă le cunosc deja. E greu de demonstrat dacă autoturismele parcate aparțin sau nu unei persoane cu dizabilități. Ar fi trebuit să urmărim ore întregi mașinile respective. Avem o bănuială, dar sperăm să ne înșelăm. Sperăm că mașinile parcate acolo chiar aparțin sau chiar transportă persoane cu dizabilități, deși nu le dorim asta. Cert este că dovada nu a fost greu de obținut. Unul dintre șoferii care au parcat fără jenă pe locul de parcare rezervat consideră că n-ar fi o problemă, că doar n-a stat o săptămână. Când aveți voie să parcați aici pe locul de parcare? În mod de trec. M-a doar ocupat. A stat o săptămână. Dar n-am stat nicio oră. Nici o oră? 4 publici am luat de infractor. E drept, orașul Suceava este sufocat de mașini, iar lipsa locurilor de parcare este o reală problemă. Și totuși, asta nu justifică încălcarea drepturilor semenilor noștri. Numai bine ce s-a eliberat un loc de parcare, că s-a și găsit un alt șofer care să-l ocupe. Zice că n-a văzut semnul și se conformează. Și faza se repetă. Camera de filmat are și ea puterea ei. Bună ziua, aveți voie să parcați aici? Dar de ce nu? Un semn mare? Ha, n-am văzut, am văzut numai asta. Ok, o iau de aici. În tot acest timp, l-am așteptat pe angajatul primăriei care taie bilete pentru parcare. Am fi vrut să-l întrebăm și pe el cine sunt șoferii care ocupă locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități. Ca să nu spunem că ne-a evitat, spunem doar că după ce ne-a văzut filmând, și-a găsit de lucru în magazin. A fost un fel de happy hour, pentru că între timp n-a tăiat nimeni bilete pentru parcare. Următoarea oprire am făcut-o în zona Palatului Administrativ. Acolo, printre străduțe, totul e o parcare. Carosabil, trotuar, nu contează. Pietonii și-au făcut cărare pe spațiul verde pentru că, pe spațiul destinat lor, sunt mașini parcate. E mult prea mult să parchezi în subteran la 50 de metri mai încolo. Trecând peste asta, dacă răzbați dintre mașini parcate, ajungi și la zona alocată autoturismelor persoanelor cu dizabilități. Ocupată, desigur, și inaccesibilă. În fața Consiliului Județean Suceava, nu doar locurile de parcare rezervate special persoanelor cu dizabilități sunt ocupate abuziv, ci și accesul către acestea. Practic, mașinile care sunt acum parcate acolo nu au cum să iasă, iar cele care ar avea dreptul să parcheze nu au cum să intre. De altfel, se explică de ce persoanele cu dizabilități nu vin să parcheze în zonă. Nu doar pentru că nu prea au mașini omologate, dar iată cum arată intrarea pe rampa special amenajată la Consiliul Județean. Dar asta este o altă poveste.